prefect, doamna primar, domnilor și doamnelor consilieri, onorată asistență, ne-am întâlnit astăzi aici pentru ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Berghișești, ales în data de 9 iunie 2024. Iar pentru a deschide lucrările acestei ședințe, îi dau cuvântul domnului subprefect Gheorghe Abel. Dați-mi voie acum să vă citesc ordinul prefectului. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, prin ordinul prefectului județul Suceava, numărul 468, în data de 11.10.2024, ați fost convocați astăzi în vederea constituirii Consiliului Local al Comunii Berghișești, ca urmare a alegerilor autorităților publice locale din 9 iunie 2024. Numărul consilierilor locale aleși la data de 9 iunie 2024 este de 13, numărul consilierilor locale aleși prezent la ceremonie 13, absent 0. Deci, instanța deliberând asupra cauzei celorlalți, constată că următoarele. Pricinerea înregistrată pe rolul judecătoriei Gura Comorului la data de 4.10.2024, sub numărul 3368/2237/2024, pretendul secretar general al Comunei Berghișești a solicitat instanței ca prin hotărârea pe care va pronunța să dispună validarea și invalidarea mandatului consilierilor locale aleși în urma alegerilor din data de 9 iunie 2024. Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanța reține următoarele. În fapt, conform procesului verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local al Comunei Berghișești la alegerile locale din data de 9 iunie 2024, rezultă că, în urma repartizării mandatelor de consilier către biroul electoral de circumscripție, au fost atribuite mandate următorilor candidați. Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Berghișești, județul Suceava. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac din bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Berghișești, județul Suceava. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Să respect Constituția și legile țării și să fac ca cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Berghișești, județul Suceava. Așa să mă ajute Dumnezeu. Domnul Radu Constantin, consilier local, în cadrul Consiliului Local al Comunei Berghișești, județul Suceava, în conformitate cu prevederile articolului 117, alineatul 1, din ordonanța de urgență 957, din 3-7-2019, privind codul administrativ, de bun următorul rământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Berghișești, județul Suceava. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnata Violeta Zenovia Țăran, aleasă în funcția de primar al Comunei Berghișești, județul Suceava, în conformitate cu prevederile articolului 117, raportat la articolul 150, aliniatul 1, din ordonanța de guvern, numărul 57, din 3-7-2019, devin codul administrativ, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea, pentru binele locuitorilor Comunei Berghișești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Aici la un prieten drag, cum să spun, și un om care m-a ajutat și m-a îndrumat foarte mult în viață. Am venit cu mare drag, doamna primar, și vreau să vă felicit pentru nou mandat și să vă felicit și pentru ceea ce ați reușit să faceți în celelalte mandate de primar pe care le-ați avut, care v-au ajutat de altfel să fiți astăzi
câștigător din nou. Vreau să felicit și Consiliul Local, foștii consilieri locali și viitorii consilieri locali, indiferent de apartenența politică. Trebuie să înțelegem cu toții că alegerile locale au trecut. Pe 9 iunie s-a închis o etapă. Și e foarte important să țineți minte ceva. Să țineți minte că astăzi ați pus mâna pe Biblie și pe Constituție și ați jurat că veți face tot ce ține de dumneavoastră în sprijinul comunității dumneavoastră. Trebuie să lăsăm la o parte, în perioada următoare, mizele politice și orgoliile politice. Fiindcă peste 4 ani, oameni buni, va conta ceea ce ați făcut dumneavoastră în Consiliul Local, împreună cu doamna primar. Stimați locuitori ai Comunei Berbișești, distinși invitați, onorată asistență. Astăzi, în această zi cu o semnificație deosebită, de cum pentru a 8-a oară jurământul de primar al dumneavoastră, o funcție pe care am onoarea să o ocup de 24 de ani. Această continuitate nu este doar un semn al încrederii pe care mi-ați acordat-o de-a lungul timpului, ci și o responsabilitate pe care o simt mai puternică astăzi ca oricând. În acești ani am avut șansa să contribuie esențial la schimbările și dezvoltarea comunei noastre. Fiecare realizare pe care am obținut-o împreună se datorează vouă, celor care m-ați sprijinit și ați fost alături de mine în acest parcurs. Am văzut cum prin muncă și colaborare putem transforma planurile în realitate. Dar, dragii mei, provocările nu s-au încheiat. Avem în continuare multe de făcut pentru a atinge potențialul maxim al comunității noastre. În cei 24 de ani în funcție, m-au învățat că dezvoltarea comunității nu vine din promisiunile goale, ci din acțiuni concrete. Știu că fiecare proiect necesită dedicare, perseverență și mai presus de toate implicare din partea fiecăruia dintre noi. Am învățat că doar împreună putem răspunde nevoilor comunei și că prin dialog putem găsi soluțiile cele mai bune. Primăria Berbișești va continua să investească în infrastructură și servicii publice moderne, astfel încât comuna noastră să parcurgă o nouă etapă în dezvoltarea economică și socială, care să se reflecte armonios în creșterea calității vieții locuitorilor. De asemenea, ne vom concentra pe atragerea și menținerea tinerilor, pentru ca aceștia să-și găsească un loc aici, să fie mândri de comuna noastră și să contribuie la viitorul ei. Experiența acumulată în acești ani mă face să privesc cu încredere spre viitor. Am văzut de-a lungul timpului cum perseverența dă roade și sunt sigură că împreună vom reuși mai multe schimbări pozitive în comuna noastră. Vă transmit că, așa cum am făcut și până acum, voi fi un primar deschis, atent la nevoile fiecărui cetățean și voi păstra dialogul ca principal instrument de administrare a comunei. Ușa mea va rămâne deschisă pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea pe care mi-ați arătat-o în toți acești ani și vă asigur că împreună vom continua să facem din Berbișești un loc în care să fim cu toții mândri că trăim. Mulțumesc și vă asigur de întreaga mea dedicare.